Oameni buni, pentru astăzi, ziua de miercuri 30 noiembrie, să vă propun biletul meu la cu meciul de la Mondial. Pe biletul am dat un bilet câștigător, biletul de ieri au ieșit toate meciurile. Am jucat pe Senegal X2, am jucat Țara Galor cu Anglia 2 solist, au ieșit fără probleme bilet cotă 2. Pentru astăzi o să joc așa din grupa C, Australia, Danemarca, Tunisia și Franța. Australia cu Danemarca, un meci între locul 2 și locul 3, foarte interesant. Australia este pe 2 acum. Cu 3 puncte are posibilitatea și cu un egal să se califice mai departe. Danezii au nevoie de victorie. În grupă, Danemarca a dezamăgit grav în primul meci cu Tunisia când a făcut 0-0. A avut multe cornere, atunci vreo 6-7. Apoi cu Franța a făcut un meci bun, 1-2. Egalaseră în repriza a doua, toate golurile s-au marcat în repriza a doua. A egalat în repriza a doua Danemarca și apoi pe final Mbappé a mai dat încă un gol și au bătut francezii. Dar acum Danemarca are nevoie de victorie, are un punct, Australia 3, Australia e o echipă foarte modestă, a bătut pe Tunisia 1-0, un joc încălcit, urât. În primul meci Franța i-a spulberat 4-1, eu zic că Danemarca este o echipă foarte bună și cred că va câștiga astăzi. Au jucat 2 pe Danemarca la cotă de 1-52, iar apoi meciul Tunisia-Franța, Tunisia-Franța, Franța am văzut-o pe prima poziție, deja două victorii calificată. Franța va introduce niște jucători rezervă, dar rezervele Franței sunt niște jucători extraordinar de buni, excepționali. Pot să facă încă o a doua echipă. Dacă ar șterge tot 11 jucători, cred că tot ar reuși să bată pe Tunisia. Cred că va fi un meci bun. Haideți să vedem un pic ce jucători au. Deci în teren a fost Griezmann, Mbappé, Giroud, Dembélé, Rabiot. Ăștia sunt super jucători și Tchouaméni. Și fundașii sunt extraordinar de buni. Ce rezerve are Franța? Kingsley Coman. Are Ola Camavinga, jucător la Real Madrid. Fofana la Monaco. Guendouzi la Marseille. Konaté de la Liverpool, Mandanda, Pavard, care a fost rezervă, Thuram, Saliba. Astăzi o să merg Tunisia cu Franța, plus o să joc 26 goluri la cotă de 1.28. Și meciul 3 o să joc în grupa Argentinei, Polonia cu Argentina. Polonia este surprinzător, este prima în această grupă, dar se pot califica toate. Atenție, în grupa asta, dacă Argentina face egal, Mexic va avea foarte mari dificultăți să se califice, ar trebui să câștige Mexic cu 3 goluri ca să facă golaveraj egal cu Argentina și să fie egal la puncte cu Argentina, în cazul în care Argentina face egal. Deci trebuie să câștige 3 goluri sau 4 goluri, după aia se ia golaverajul câte goluri ai dat, vor fi la egalitate, se iau cartonașele. Deci e foarte greu să se califice Mexic. Dacă Argentina face egal, Arabia Saudită are opțiunea unui egal, dar în cazul acela tot Argentina se califică pentru că e peste. Doar că Argentina există o situație în care Argentina nu se califică. Dacă Arabia Saudită bate, Argentina nu poate să facă egal. Trebuie neapărat să bată și ea. Și de aceea eu zic că Argentina va juca puternic astăzi. Polonia foarte modestă. Am văzut-o și cu Mexic. A făcut 0-0. Total golul la a doua repriză peste 0,5. 1,28. Din aceste 3 cote, biletul are o cotă de 2,50. Astea sunt ponturile mele. Baftă la pariuri!